Incidente violente au avut loc astăzi între protestatari și forțele de ordine la mișcarea românilor din diaspora împotriva guvernului. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene în momentul în care protestatarii au încercat să ocupe spațiul din fața executivului și au forțat gardurile. Forțele de ordine au fost atacate cu pietre sau alte obiecte contundente găsite pe stradă. Circa 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care mai mulți jandarmi. La un moment dat, jandarmii au folosit inclusiv tunurile de apă împotriva persoanelor recalcitrante. Jandarmeria română a transmis în această seară că în Piața Victoriei din capitală și-au făcut apariția persoane cunoscute ca făcând parte din grupuri violente și galerii ale unor echipe de fotbal și au rugat protestatarii de bună credință să se delimiteze de aceste grupuri și să nu sprijine în niciun fel acțiunile lor violente.